Această sfântă liturghie pentru răposații Francisc, Marcu, Dumitru, Anton, Adrian și toți frații răposați, de asemenea și pentru răposatul preot Cornel, care astăzi ar fi împlinit vârsta de 57 de ani. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi toți. Și cu Duhul tău. La începutul Sfintei Liturghii să ne recunoaștem păcatele pentru a celebra cum se cuvine Sfintele Taine. Mărturisesc lui Dumnezeu că am păcătuit prea mult cu gândul, cu gândul, cu fapta și omisiunea, din vina mea, din vina mea, din vina mea. De aceea, ori Sfânta Mare, Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine, la Domnul Dumnezeul nostru, să aibă milă de noi atotputernicul Dumnezeu și iertându-ne păcatele să ne ducă la viața cea veșnică. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Christe, Christe, eleison. Christe, Christe, eleison.
Duhului Atotputernic, purifică, te rugăm, sufletele noastre în aceste zile de pocăință, ca să ajungem cu inimi curate la sărbătoarea Paștelui ce se apropie, prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care, fiind Dumnezeu împreună cu Tine, viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt, în toți vecii vecilor. Amin. Citire din Cartea Genezei. În zilele acelea, Israel îl iubea pe Iosif mai mult decât pe toți ceilalți fii ai săi, pentru că era fiul bătrâneților sale și făcuse o tunică cu mâneci lungi. Frații lui au văzut că tatăl lor îl iubea mai mult decât pe toți frații și îl urau. Nu puteau să-i vorbească în pace. Frații lui au mers la Sihem ca să pască turma tatălui lor. Israel i-a zis lui Iosif, oare frații tăi nu pasc oile la Sihem? Vino, te voi trimite la ei. Iosif a mers după frații săi și i-a găsit la Dotan. Ei l-au văzut de departe și, înainte ca el să se apropie de ei, s-au sfătuit să-l omoare. Ei au zis unul către altul, iată, vine visătorul acesta. Acum, haideți să-l ucidem, să-l aruncăm într-o fântână și să zicem că l-a mâncat un animal rău. Să vedem ce va fi cu visele lui. Ruben a auzit și a voit să-l scape din mâna lor. El a spus, să nu-l lovim, luându-i viața. Ruben le-a zis, să nu vărsați sânge. Aruncați-l în fântâna aceasta care este în pustiu, dar nu întindeți mâna asupra lui. Aceasta o zicea ca să-l scoată din mâna lor și să-l trimită înapoi la tatăl lui. Când Iosif a sosit la frații săi, ei l-au dezbrăcat pe Iosif de tunica sa, de tunica aceea cu mâneci lungi, care era pe el, l-au luat și l-au aruncat în fântână. Fântâna era goală, nu avea apă. După aceea s-au așezat să mănânce pâine. Ridicându-și ochii, au văzut o caravană de ismaeliți venind dinspre Galaad. Cămilele lor cărau rășină, balsam și mir, ei mergeau coborând spre Egipt. Atunci Iuda a zis către frații săi, ce folos dacă îl vom ucide pe fratele nostru și vom acoperi sângele lui? Haideți mai degrabă să-l vindem ismaeliților și să nu fie mâna noastră asupra lui, pentru că este fratele nostru și carne din carnea noastră. Și frații lui l-au ascultat. Au trecut niște negustori madianiți. Frații l-au tras pe Iosif și l-au scos din fântână și l-au vândut pe Iosif ismaeliților cu 20 de arginți. Iar ei l-au dus pe Iosif în Egipt. Cuvântul Domnului. Aduceți-vă aminte de faptele minunate ale Domnului. Aduceți-vă aminte de faptele minunate ale Domnului. Domnul a trimis foametea asupra țării și a lăsat fără hrană. A trimis înaintea lor un bărbat pe Iosif, care a fost vândut ca sclav. Aduceți-vă aminte de
faptele minunate ale Domnului. I-au strâns picioarele în ovezi, i-au pus la gât lanțul, până când cuvântul lui s-a împlinit, până când cuvântul Domnului i-a dat dreptate. Aduceți-vă aminte de faptele minunate ale Domnului. Atunci regele a trimis să-l lase liber și stăpânitorul popoarelor l-a eliberat. L-a pus stăpân peste casa lui și stăpânitor peste toată averea lui. Aduceți-vă aminte de faptele minunate ale Domnului. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe Fiul Său unul născut, ca oricine crede în El să aibă viața veșnică. Domnul să fie cu voi. Și cu Duhul tău. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Matei. În acel timp Iisus le-a zis arhiereilor și mai marilor poporului: ascultați o altă parabolă. Era odată un stăpân care a plantat o vie, a înconjurat-o cu un gard, a săpat un teasc și a construit un turn. Apoi a dat-o în arendă unor viticultori și a plecat în călătorie. Când s-a apropiat timpul culesului, i-a trimis pe servitorii săi la viticultori ca să primească roadele sale. Dar viticultorii, prinzându-i pe servitorii săi, pe unul l-au ucis, pe altul l-au lovit, pe altul l-au bătut cu pietre. A trimis din nou alți servitori, mai numeroși decât primii, dar le-au făcut la fel. În cele din urmă, l-a trimis pe fiul său la ei, zicându-și: de fiul meu le va fi rușine. Însă viticultorii, când l-au văzut pe fiu, au zis între ei: acesta este moștenitorul, haideți să-l ucidem ca să avem moștenirea lui. Prinzându-l, l-au aruncat afară din vie și l-au ucis. Așadar, când va veni stăpânul viei, ce le va face acelor viticultori? I-au zis: pe cei răi îi va ucide fără milă, iar via o va da în arendă altor viticultori care îi vor da roadele la timpul cuvenit. Iisus le-a zis: n-ați citit niciodată în Scripturi: piatra pe care au disprețuit-o constructorii, aceasta a devenit piatră unghiulară. Domnul a făcut acest lucru și este minunat în ochii noștri? De aceea vă spun, împărăția lui Dumnezeu va fi luată de la voi și dată unui neam care va aduce roadele cuvenite. Arhierei și farizei, auzind parabolele lui, și-au dat seama că vorbește despre ei și căutau să-l prindă, dar se temeau de mulțimi, pentru că ele îl considerau profet. Cuvântul Domnului. Laudă ție, Hristos. Dragi confrați preoți, iubiți credincioși, e firesc ca după ce am vorbit despre ispite, cu acel intermezzo despre crucea, angajamentul și răsplata noastră, în această seară să vorbim despre păcat. În plus, m-am gândit că ați fi încântați de subiectul acesta. Celor mai în vârstă, tema despre păcat le amintește de alte teme cunoscute: iadul și focul și pucioasa care cad din cer, unii predicatori zeloși care odinoară băteau cu pumnul în anvon, nu-i așa?
nu e chiar așa, sau mai bine zis, nu mai este așa. La fel ca multe alte lucruri, noi am domesticit și păcatul, i-am diluat teologia. Azi păcatul nu mai e un cuvânt de acuzare, ci e o insignă de onoare. Nu mai este un nu însoțit de un gest sever ca o atenționare. Este mai degrabă un da cu un clipit din ochi, parcă făcut cu complicitate. Nu mai e descurajant, e mai degrabă un haide, o invitație. Într-adevăr, societatea noastră și chiar noi am pierdut tot mai mult simțul păcatului. Doar un exemplu. Aseară am prins finalul serialului de comedie Las Fierbinți. Era momentul în care o soție era bănuită că ar fi fost la mare cu doi bărbați. Soțul, dându-și seama cu greu că fusese înșelat, suferă de un atac de cord. În acest moment, ca să nu moară soțul, soția îi mărturisește că totul a fost doar o glumă ca să-l pedepsească pentru faptul că el uitase de aniversarul nunții lor. La acest punct, filmul aproape că nu mai e comic. Dacă scoți afară toate dedesubturile cu implicații păcătoase, dispare umorul. Din păcate, e adevărat că virtutea este înlăturată, vorbesc în general, nu despre film, deoarece virtutea seacă toată distracția din viață, iar preoții considerați habotnici și cu privirea încruntată nu sunt bineveniți în viața publică, cu excepția cazului în care ne amuzăm pe seama lor. Virtutea apare ștearsă, spălăcită, fără valoare și chiar plictisitoare. Cerculețul cu cifra 18 nu mai este un avertisment, ci o reclamă. Da, ne pierdem încetul cu încetul simțul păcatului. În al doilea rând, păcatul pare învechit din cauza psihologiei din cultura noastră. Cu ani în urmă, o carte bestseller, cea mai bine vândută, The Triumph of Therapeutic, Triumful Terapiei, a lui Philip Reeve, explică bine ce crede cel puțin o parte din lumea de astăzi. Oamenii cred că nu mai păcătuiesc, nu au nevoie de dezlegarea de la spovadă, au nevoie de terapie, nu au nevoie de preot, au nevoie de psihiatru. Mint, fură, înșală, fraudează, violează, lovesc cu pumnul și ucid din cauza excesului de hormoni sau pentru că părinții lor le-au dat hrană proastă în loc de gustoasele Cheerios sau pentru că erau atât de săraci încât aveau doar 6 canale TV. Ei bine, nu este chiar așa de simplist. Mai întâi, dați-mi voie să afirm pe scurt că sănătatea emoțională și mentală a făcut pași mari datorită terapiei, alături de oameni care au dezvoltat și au făcut eforturi mari în știința și arta terapiei și le datorăm mult acestor oameni.
Doar că acest lucru nu reprezintă întreg adevărul, iar vindecarea nu e doar o problemă a unei pastile potrivite, a dietei corecte și a ajustărilor necesare din timpul vieții, ci e nevoie de ceva mult mai profund pentru sănătatea spiritului, a sufletului nostru. Mai devreme sau mai târziu, trebuie să recunoaștem că relele din lumea aceasta se datorează păcatului. Da, păcatul există, iar viața noastră este în mod fundamental. N-avem cum să ocolim acest lucru. Viața noastră este o chestiune, o problemă de moralitate, de liberi alegeri pe care le facem noi, responsabil sau irresponsabil. Oricum, ca să continuăm reflecția, cred de asemenea că păcatul nu este înțeles pe deplin nu numai pentru că societatea modernă a îmbrățișat o realitate secularizată, fără Dumnezeu, ci pentru că pe undeva noi înșine am făcut din păcat o categorie de suprafață. Nu mai dăm importanță păcatelor și le tratăm cu superficialitate. E drept, folosim uneori liste cu întrebări pentru examinarea conștiinței ori cercetarea cugetului și aceste întrebări ne ajută, dar problema e aici că uneori, fiind preocupați cu exactitatea aproape matematică a păcatelor uneori, pierdem din vedere sensul adânc al păcatului. Păcatul nu e doar o greșeală pe care o de pe o listă. Păcatul este un regres în creșterea firească a vieții, care e un dar din partea lui Dumnezeu. Păcatul e un ocol pe drumul către iubirea deplină a lui Dumnezeu, o atitudine sau un act care ne îndepărtează de la scopul vieții noastre. Într-adevăr, cuvântul păcat, peccatum în latină, vine inițial din arta tragerii cu arcul și însemna a rata ținta, a trage pe lângă. Mai târziu, păcatul a evoluat, sau înțelegerea despre păcat a evoluat, căpătând semnificația de a nu reuși ceva, de a nu-și dezvolta întregul potențial care ne-a fost încredințat cu bunătate de Dumnezeu. Într-adevăr, păcatul e ceva care pătrunde adânc în suflet. Se referă la tendința pe care o avem de a face dezordine, de a face vraiște în viața noastră. Lucrurile nu mai sunt la locul lor. Și această tendință, creștinismul a numit-o păcat original, păcatul strămoșesc. Păcatul este un tipar, o obișnuință dobândită, ceva care ne trage în jos sau care ne abate de la drumul nostru, ori chiar ne împinge înapoi. El cătuit din pași mici, de compromisuri, trădări, interes personal, mândrie și omisiuni. Încet, încet,
ne îndepărtăm de Dumnezeu și ne înstrăinăm de noi înșine, nu ajungem cum ne vrea Dumnezeu. Oamenii nu își dau seama de asta, motiv pentru care oameni buni spun uneori: mă duc la spovadă, dar nu știu ce să spun, nu am omorât pe nimeni, nu am dat foc casei nimănui, mai fac una alta, dar cam atât. Însă felul acesta de a ne spovedi este atât de anemic și superficial. Nu e de mirare că nu creștem spiritual. Păcatul e un rău în sufletul nostru mult mai adânc și include întreaga viziune pe care o avem despre viață și despre Dumnezeu. Păcatul e tot ceea ce e rău în noi. Lucrurile interioare care ies la iveală și dau pe afară în vorbirea și atitudinile noastre. Păcat e tot ceea ce nu e bine așezat în noi. Am auzit prima lectură, frații lui Iosif păcătuiesc nu numai pentru că îl vând, acesta e actul, dar întreaga lor atitudine era păcătoasă, era relația cu fratele lor, Iosif, invidia pe el, nevoia de a fi superior, lupta dintre frați, vedeți, un rău mult mai profund. Sub numele de păcat intră tot ceea ce facem ca să ne protejăm egoismul nostru, toate fricile noastre, gelozia și mândria noastră. Acesta este genul de păcat pe care trebuie să-l spovedim. Pentru a fi mai exact, avem nevoie să recunoaștem nu numai păcatele, faptele făcute, ci păcătoșenia în sine. Păcat, de exemplu, este când ne e greu să spunem te iubesc oamenilor care au nevoie să audă asta și să o audă des. Păcatul e lipsa de părere de rău cu adevărat pentru ceea ce am spus, pentru ceea ce am făcut și care a rănit pe cineva, ori a fost nedrept, necorect sau fraudulos. Păcatul e judecata pripită a unei persoane pe care a trebuit să o umilesc, pentru că era singurul mod în care am simțit că pot să mă ridic. La urma urmei, gândim noi în mod eronat, dacă cineva urcă, eu trebuie să cobor și ego-ul meu firav trebuie să reechilibreze cumva acest lucru. Păcat este invidia pe care o simt pentru că nu am descoperit seminătatea care vine din detașarea de egoismul meu și atașarea de Dumnezeu. Și ar trebui să spovedesc această lipsă. O poezie a lui Marin Sorescu ne va ajuta mai bine să înțelegem această realitate spirituală. Jucării. Noi care suntem oameni îngrozitor de mari, care n-am mai căzut pe gheață dintre cele două războaie, ori dacă din greșeală am alunecat vreodată, ne-am și fracturat un an, unul din anii noștri importanți și țepeni de gips. O, noi, cei îngrozitori de mari, simțim câteodată că ne lipsesc jucăriile. Avem tot ce ne trebuie
dar ne lipsesc jucăriile. Ne-e dor de optimismul inimii de vată a păpușilor și de corabia noastră cu trei rânduri de pânze care merge la fel de bine pe apă ca și pe uscat. Am vrea să încălecăm pe un cal de lemn și calul să ne gheze odată cu tot lemnul, iar noi să spunem, du-ne undeva, nu ne interesează locul. Pentru că oriunde în viață noi avem de gând să facem niște fapte grozave. O, cât ne lipsesc uneori jucăriile. Dar nu putem nici măcar să fim triști din cauza asta și să plângem din tot sufletul, ținându-ne cu mâna de piciorul scaunului, pentru că noi suntem niște oameni foarte mari și nu mai e nimeni mai mare ca noi care să ne mângâie. Ar trebui să-mi spovedesc dorința copleșitoare de a fi recunoscut și apreciat de alții, dorința ascunsă după statut, dorința de superioritate, pentru că nu l-am urmat pe Iisus și cuvintele sale și nu am devenit mic precum copiii. Și nici nu știu să iert, în ciuda faptului că Iisus mi-a spus să-mi îmbesc dușmanii și să mă rog pentru cei care mă urăsc. Cu alte cuvinte, păcatul este nereușita de a-mi vedea întreaga viață la lumina lui Dumnezeu, cu ochii lui Dumnezeu, în revelația aceasta minunată pe care ne-o face Dumnezeu pentru că ni l-a trimis pe Iisus care a murit și a înviat pentru noi. Un preot relata odată despre o experiență pe care a avut-o cândva în confesional. Precizez că nu e o divulgare a unui secret, că nu se vorbește despre un păcat anume și e imposibil să știm despre cine e vorba. Relatează părintele. Îmi amintesc că acum mulți ani o femeie a venit să se spovedească. Am auzit-o intrând în confesional. După un timp am întrebat-o, ești acolo, vrei să te spovedești? Ea a spus, am nevoie de timp pentru că am ceva teribil de spus. Așadar am așteptat, întrebându-mă ce faptă îngrozitoare avea să-mi dezvăluie. După o lungă perioadă de timp, și-a tras glasul și a spus, păcatul meu cel mai mare este că m-am pus pe mine în centrul universului. Aceasta a fost probabil cea mai bună spovadă pe care am auzit-o vreodată, încheie preotul. Vedeți, fără listă de păcate ce trebuie verificate, fără păcate mici, simpliste, femeia a mers direct la esență. A mărturisit nu un act, ci un proces. A văzut cum întreaga ei viață a fost o întoarcere de la iubire, de la iubirea deplină la egoism. A văzut eșecul de a iubi așa cum iubește Iisus. Dragii mei, păcatul există și avem o nevoie dureroasă de a vedea lumea și pe noi înșine din punct de vedere moral. Provocarea noastră a creștinilor este să-L folosim pe Iisus ca model, nu doar niște liste de păcate. Când vom face așa, vom trece de la acuzele din copilărie de genul n-am ascultat de mama și de tata,
la întrebările adulte de genul ce atitudine am față de ceilalți și față de lume, care este rolul meu moral în lume, ce obligații am de a îmbunătăți lumea în care trăiesc. Și până acum, cum am greșit în privința aceasta? Și ce mai lipsește ca eu să fiu pe deplin așa cum mă vrea Dumnezeu? Și în măsura în care înțeleg lucrurile așa, spovada mea devine nu doar un moment în care mă eliberez de apăsările mele, ci o întâlnire cu Iisus. Acest tip de spovadă creează atitudini și tipare în noi prin care avem o nouă relație cu Domnul minunat de milostiv, cu vindecătorul sufletelor noastre, medicul sufletelor noastre. Spovada devine atunci un act umil în care îmi exprim simultan atât egoismul meu, cât și nevoia de răscumpărare. Spovada devine momentul în care îmi bat pieptul și exprim acel adevăr al Evangheliei cât de simplu și sincer pot. Doamne, ai milă de mine, păcătosul. M-am pus pe mine în centrul universului, în locul tău. M-am făcut prea mare și nu mai e nimeni mai mare ca mine care să mă mângâie. Istoria lui Iosif și a fraților săi arată voința Domnului de a întoarce în bine răul făcut celor nevinovați. Mila sa față de cel care suferă fără să vină ne încurajează să-i adresăm rugăciunea noastră și să-i spunem: Doamne, ascultă-ne! Pentru ca Sfântul Părinte, episcopii și preoții cărora le este încredințată biserica să-și dea toată silința în a face să rodească împărăția lui Dumnezeu printre oameni, să ne rugăm. Doamne, ascultă-ne! Pentru ca experiența lui Iosif să întărească în persoanele descurajate convingerea că Dumnezeu scoate binele chiar și din rău, să ne rugăm. Doamne, ascultă-ne! Pentru că iubirea de Tată lui Dumnezeu să ne ajute să rămânem senin și încrezători în încercările vieții. Doamne, ascultă-ne! Pentru că aceia care sunt loviți de vreo nenorocire să nu cedeze ispitei de a se îndepărta de Dumnezeu, să ne rugăm. Doamne, ascultă-ne! Dumnezeule Părinte bun, care pui la baza bisericii tale piatra aruncată de oameni, pe Hristos, Fiul Tău, dă-ne harul ca fiind alături de suferințele celor mici, să dăm mărturie despre preferința Ta față de cei slabi și săraci, prin Hristos, Domnul nostru.
rugăcii noastre. Îți aducem mulțumire. Doamne, îți oferim vinul, rod al viței de vie și al trudei omului. Îți aducem mulțumire. Doamne, îți oferim viața, darul bunătății tale și rodul grijii noastre. Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Te rugăm, Dumnezeule, ca îndurarea ta să-i întâmpine pe slujitorii tăi spre a celebra cum se cuvine aceste taine și să-i călăuzească la o viață sfântă prin Hristos Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Adevărat, vrednic și drept de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul. Ție, Doamne, Părinte Sfânt, Atotputernic, veșnic Dumnezeu, Tu ai voit ca prin pocăință să ne exprimăm recunoștința față de Tine, deoarece pocăința ne ajută să ne împotrivim ispitelor mândriei și împărțind hrana noastră cu cei lipsiți, să urmăm și noi exemplul dărniciei tale. De aceea, cu mulțimile de îngeri, te lăudăm zicând într-un singur glas. Sfânt ești, Doamne, izvorul la toată sfințenia. Te rugăm așadar, sfințește darurile acestea cu roa Duhului Tău, ca ele să devină pentru noi trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. El, dându-se de bunăvoie spre pătimire,
a luat pâinea și mulțumind, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând, luați și mâncați din aceasta toți, acesta este trupul meu, care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și din nou mulțumind, l-a dat ucenicilor săi zicând, luați și beți din acesta toți, acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Celebrând așadar moartea și învierea Fiului Tău, îți oferim, Doamne, pâinea vieții și potirul mântuirii, mulțumindu-ți că ne-ai învrednicit să stăm înaintea Ta și să-ți slujim Ție. Te rugăm cu milință să ne unească Duhul Sfânt pe noi, care ne face împărtași de trupul și sângele lui Hristos. Adu-ți aminte, Doamne, de biserica Ta răspândită pe întregul pământ, ca să o desăvârșești în dragoste împreună cu Părintele nostru Papa Francisc, cu Episcopul nostru Iosif și cu tot clerul. Adu-ți aminte, Doamne, și de frații noștri care au adormit în speranța învierii și de toți cei care au răposat în milostivirea Ta și primește să se bucure de lumina feței Tale. Te rugăm, ai milă de noi toți, pentru ca împreună cu fericita născătoare de Dumnezeu, Fecioara Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și cu toți sfinții pe care din veci i-a iubit, să ne învrednicim a fi părtași de viața cea veșnică, să te lăudăm și să te preamărim prin Iisus Hristos, Fiul Tău. Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea în toți vecii vecilor. Amin. Îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura sa dumnezeiască, îndrăznim a spune, Tatăl nostru, care ești în cer, sfințească-s numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și în pământ. Pâinea noastră, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și ține-ne pe cele mai ispite, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește a da pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Căci a Ta este împărăția și puterea și mărirea vecii. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii Tale. Și binevoiește ai dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Și cu Duhul Tău. Dăruiți-vă pacea.
miluiește-ne pe noi. Mielul lui Dumnezeu, care iei asupra ta păcatele lumii, dă-ne nouă pacea. Iată mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Fericiți cei chemați la ospățul mielului. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, dar spune numai un cuvânt și se va tămădui sufletul meu. Trupul lui Hristos.
al nostru oaspete să fii, deci vino, Doamne, căci noi toți cu drag te vom primi. Iisuse, bune, vino, te așteptăm cu dor. Noi viața-ntreagă ți-o-nchinăm, pe tine te urmăm. Tu, Doamne, vrei așa de mult ca noi prin tine să trăim, în inimă să te avem, mereu să te iubim. Iisuse, bune, vino, te așteptăm cu dor. Noi viața-ntreagă ți-o-nchinăm, pe tine te bune, te rugăm, nici când să nu ne părăsești, ca-n veșnicie să-ți cântăm cu cetele-n cerești. Iisuse, bune, vino, cu dor te așteptăm. Noi viața-ntreagă ți-o-nchinăm, pe tine te urmăm. Să ne rugăm. Chezășia moștenirii veșnice pe care ne-ai dat-o prin aceste taine, să sporească în noi, Doamne, dorul după bunurile viitoare, astfel încât să ajungem a le dobândi în împărăția Ta, prin Hristos Domnul nostru. Domnul să fie cu voi. Și cu Duhul Tău. Dăruiește-i, Doamne, poporului Tău sănătatea sufletului și a trupului, pentru ca, dedicându-se faptelor bune, să merite a fi apărat mereu de ocrotirea Ta, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Să vă binecuvânteze Atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Amin. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace. Mulțumim lui Dumnezeu. Fiind prima zi de vineri din luna martie, zi în care cinstim în mod deosebit inima dumnezeiască a lui Iisus, să spunem acum împreună consfințirea la inima dumnezeiască a Sa. Prea bune Iisuse, Mântuitorul neamului omenesc, privește spre noi, care îngenunchem cu smerenie înaintea altarului Tău. Suntem ai Tăi, voim să fim ai Tăi, și ca să fim mai strâns uniți cu Tine, astăzi fiecare dintre noi se consfințește de bunăvoie inimii Tale preasfinte. Mulți nu Te-au cunoscut niciodată, mulți au disprețuit poruncile Tale și s-au lepădat de Tine. Fie-ți milă și de unii și de alții,
și atrage-i pe toți la inima Ta prea sfântă. Doamne, fii regele nu numai al credincioșilor care nu s-au îndepărtat niciodată de Tine, ci și al fiilor rătăciți care Te-au părăsit. Fă-i să se întoarcă în curând la casa părintească, pentru a nu pieri de lipsă și de foame. Fii regele acelora pe care i-au înșelat părerile greșite și al acelora pe care i-a dezbinat neunirea. Cheamă-i la limanul adevărului și al unirii în credință, ca în curând să nu fie decât o singură turmă și un singur păstor. Dă, Doamne, bisericii Tale libertate sigură și fără piedici. Dă tuturor popoarelor liniștea bunei orânduiri și fă ca de la un capăt la altul al pământului să răsune un singur glas. Lăudată să fie dumnezeiasca inima lui Iisus, care ne-a dobândit mântuirea, ei să-i aducem slavă și cinste în vecii vecilor. Amin. Adu-ți aminte că nu s-a auzit niciodată să fi fost părăsit cel ce mergea sub ocrotirea Ta, cel ce a cerut ajutorul și mijlocirea Ta. În sufleții de oase, în încredere, alerg la Tine, o Maica, Fecioară, Fecioară. La Tine vin și stau, înaintea Ta, ca un păcătos. Maica Cuvântului, nu disprețui cuvintele mele, dar auzi-mă cu milă și ascultă-mă, Amin. Preasfântă inima lui Iisus, inima neprihănită a Mariei, roagă-te pentru noi. Fraților încrezători în promisiunile lui Iisus Hristos, ne rugăm pentru răposații Francisc, Marcu, Dumitru, Anton, Adrian și toți răposații familiei și pentru răposatul preot Cornel, pentru ca Dumnezeu să-i învie în ziua de apoi și să-i așeze în rândul sfinților Săi. Măreț biruitor al morții, Iisuse falnic împărat, Tu Tatălui ceresc mărirea, iar nouă viața ne-ai redat. Tu ai luat a noastră fire, ba chiar și morții Te-ai supus, și ai învins prin ea dușmanul, pe cel ce moarte ne-a adus. Iisuse Dumnezeu puternic, marele mister Pascal, îi reînvii pe aceea care pierdeară-și harul baptismal. Mereu cu candela aprinsă vom sta în așteptarea Ta, și atunci când vei veni la nuntă, puioși te vom întâmpina. Primește-ne Ta lumină, prea dreptule judecător, cu Tine să-L vedem pe Tatăl, ca și pe Duhul Sfințitor. Pe slujitorii Tăi, Iisuse, care din lume au plecat, condui în veșnica lumină, să Te slăvească neîncetat. Strivi către Tine, Doamne, divin tru adâncuri strig către Tine, Doamne, Doamne, ascultă glasul meu. Leagă-ți, Doamne, urechea Ta la glasul rugăciunii mele. Dacă Te-ai uitat la fără de legi, Doamne, Doamne, cine ar mai putea să stea în fața Ta?
Nădăjduiesc în Domnul, sufletul meu se încrede în cuvântul Său. Mai mult decât așteaptă străjerii, ipirea sorilor, să nădăjduiască Israel în Domnul. Căci la Domnul este îndurare și belșug de mântuire. Și El va mântui pe Israel de toate fără de legile Lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Precum era la început, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Strig către Tine, Doamne! Doamne, îndură-te de ei! Doamne, îndură-te de ei, Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iartăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită. Mântuiește de cel rău. Să ne rugăm. Invocăm cu stăruință, Doamne, mila Ta pentru slujitorul Tău, preot Cornel, care a lucrat cu sârguință pentru răspândirea credinței, ca să primească răsplata cuvenită în împărăția Ta, prin Hristos, Domnul nostru. Dumnezeule Părinte atotputernic, Tu ne dai tărie prin misterul crucii și încredere prin învierea Fiului Tău. Te rugăm ca prin acest mister să-i dezlegi pe frații noștri amintiți de legătura morții și să-i primești în cea ta aleșilor tăi, prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Odihna cea veșnică dă-o lor, Doamne, și lumina cea fără de sfârșit să le strălucească, să se odihnească în pace. Amin.